Strada Ardealul din cartierul Freidorf este reabilitată în proporție de 70%. Lucrările au demarat foarte repede. Aproximativ 10 zile au trecut de când a fost începută lucrarea. În momentul de față, muncitorii mai au foarte puțin de lucru. Asta, deși conducerea primăriei Timișoara anunța că lucrările vor fi gata la sfârșitul lunii octombrie. Banii sunt veniți din bugetul propriu al primăriei Timișoara. Vorbim de 400 de mii lei, care au fost alocați pentru investiții la ultima rectificare bugetară. În urmă cu 10 zile am dat drumul la asfaltare pe strada Ardealului. O bucată bună din carosabil a fost asfaltat. E doar o bucată și asta s-a terminat sâmbătă. Dar în continuare în Freidorf avem lucrări în derulare, lucrări care se vor desfășura și în perioada următoare. Și aici m-aș referi la ce înseamnă toată zona de pe Sofocle, Bacalbașa, unde se va intra cu apă canal. De asemenea, în Freidorf avem în perioada următoare în plan să intrăm în zona de blocuri, pentru că acolo nu s-a făcut, de când s-au realizat acele blocuri, niciun fel de lucrări. Pe bună dreptate, eu am fost la o întâlnire cu cetățenii săptămâna trecută joi și pe bună dreptate mulți dintre ei sunt revoltați. De 20 de ani aproape nu s-a făcut nimic pe zona Freidorf și dânsii sunt plătitori de taxe și impozite. Repet, Freidorf-ul e o prioritate a noastră și pe termen scurt, dar și pe termen mediu și lung, având lucrări de tot felul. De asfaltări, lucrări de apă canal, lucrări pentru furarea, ni s-au cerut furarea unor fântâni în zonă. Sunt lucruri pe care putem să le facem acum, o parte dintre ele, o parte la an. În curând, Aquatim va face investiții din bani europeni în cartierul Freidorf. În Timișoara nu va mai exista nicio stradă fără canalizare.